Cu toții știm cât de important este să avem un ban pus deoparte pentru zile negre, așa cum spun românii. Însă realitatea este că puțini sunt cei care mai pot să economisească, întrucât cei mai mulți cetățeni muncesc pentru a-și plăti hrana și utilitățile. Românii consideră că este foarte important să economisească, indiferent dacă vorbim de o rutină de economisire sau că punem bani deoparte aleatoriu. După concedieri colective, tăieri de salarii și scăderea nivelului de trai, acest obicei nu mai există pentru mulți cetățeni. Cât de important este să avem bani puși deoparte? Păi e foarte important să avem, dar... Nu știu dacă există posibilitatea pentru toate persoanele să mai pună și deoparte. Sunt foarte mulți care nu au servicii. Și noi care avem servicii, foarte greu. Este foarte important pentru situații mai dificile. Este foarte important. Dar câți români credeți că își permit să economisească? Nu cred că prea mulți. În situația de acum, cum nu se prea lucrează mai pe multe locuri, probabil că nu sunt oameni care să-și poată să-și permită să Românii încearcă să își reducă cheltuielile pentru a putea economisi, însă situația economică din țara noastră este dificilă, iar mulți cetățeni muncesc doar pentru mâncare și utilități. Când ai bani puși deoparte, e normal că la astea zile negre din viață n-ai de unde să aduni, dacă nu strângi din timp. Orice om are, mai ales noi la o vârstă, trebuie să ne echilibrăm în așa fel încât să nu fim o povară pe față, pe spinarea copiilor. Dar câți români credeți că pot să economisească în această țară? Prea puțin. În zilele astea care le trăim, de unde să adunăm? Din cauza salariilor sau a pensiilor, românii nu își permit să economisească vreun ban, deoarece cheltuielile sunt mari și cu greu fac față. Cei mai mulți câștigă minimul de 1400 de lei. Din aceste venituri, cheltuielile pentru alimente, medicamente și întreținerea gospodăriei reprezintă peste 85%.